În general, eu sunt orientat către trecut și tot ce fac în pictură este o stare de introspecție. Nu este o pictură venită din actualitatea sau realitatea imediată. Sunt revendicări pentru memorie, pentru ideea relației interumane, o estetică venită mai degrabă din arhaitate și prin formă, prin modalitățile de expresie, sigur, tind către tendințele actuale ale picturii. Tudor Zbârnea, în unul din interviuri, spunea că artiștii serioși nu umblă din oraș în oraș cu expoziții, ci creează în atelier. Eu mă bucur foarte mult că v-ați dezis de această opinie și că ați venit aici la București să ne bucurați cu prezența dumneavoastră și cu aceste frumoase tablouri. Este o pictură îndelung gândită și îndelung simțită. Nu este un lucru la întâmplare, nu este ceva facil. Este rodul unei culturi foarte bine statornicite în mintea și sufletul acestui creator și este rodul și a talentului și a statorniciei cu care experimentează mereu și mereu. Aici văd deja, într-adevăr, o manieră așa mai liberă, mai expresionistă, o reîntoarcere deci, la valorile importante ale tușei de culoare, structura oarecum, într-o anumită măsură, rigidă a acestor totemuri care existau în lucrările de prin 2005, 2007, 2008. Aici deja cedează locul din nou acestei atitudini mai degrabă de factură intuitivă, instantanee, necontrolată, să zicem, de instanța restrictivă a rațiunii. Ceea ce, de fapt, mă obsedează cel mai mult este omul într-un spațiu, într-un spațiu cosmic. Sunt bucuros atunci când intră în contact cu lucrările mele oameni care au acea combustie asemănătoare cu a mea, pe care reușesc să o aprind cu imaginea din spațiul expozițional.